Nu te mai lăsa păcăli de știrile din piață. Știrile pe care le urmărești în fiecare zi îți aduc pierderile, nu altceva. Faptul că nu înțelegi că în spate sunt niște jocuri de lichiditate. Discutăm azi despre ultimele trei știri cu potențial de risc pentru cei panicați. Tu nu ar trebui să fii panicat și ți arăt de ce. Probabil că ai auzit ultimele știri cu SEC-ul, care a dat în judecată Kraken, care este un exchange de cripto, pentru că au oferit staking oamenii ăștia și staking-ul este periculos. Așa că SEC-ul protejează oamenii de Kraken și mai nou și de Paxos, și o să vedem imediat ce înseamnă așa. Dar unde era SEC-ul sau unde este încă SEC-ul după ce Terra Luna s-a listat din nou, FTX la fel, Celsius încă nu a răspuns problemelor de pe piață create pentru cei care aveau bani în Celsius. Alea sunt... lasă-le deoparte că nu contează. Oamenii care și-au pierdut deja banii nu contează. Hai să-i luăm pe creacă în ăștia. Cine sunteți voi? Gata, vă dăm un judecat. Al doilea fat din piață, adică știri care pur și simplu sunt menite să mascheze niște jocuri de lichiditate. A doua este treaba cu Paxos. Paxos este emițătorul monedei BUSD, care este un stablecoin. BUSD-ul este stablecoin-ul de pe network-ul de la By Binance. Binance United States Dollar. Doar că emițătorul Paxos, și-a mai vorbit despre chestia asta, este reglementat în New York și are toate lichiditățile în bancă. Și bineînțeles și ei au un Pax Dollar, adică un stablecoin. Tot market cap-ul din cripto de la Pax Dollar este și ca lichiditate în trezoreria Paxos care este reglementată în statul New York. E, SEC-ul îi dă în judecată și pe ăștia acum. Al treilea fat din piață este marketarea total incorrectă a Proof of Work, care consumă foarte, foarte multă energie și spar de capetele oamenilor, îi omoară pe capete. Asta se întâmplă în Proof of Work. Și se promovează Proof of Stake. La fel, dacă nu știi faptul că Ethereum a devenit Proof of Stake și este din ce în ce mai controlat, mai ales pe teritoriul american, trebuie să te mai documentezi un pic. La fel și cu treaba de lichiditate, ca să înțelegi că de fapt ăsta este un joc de lichidități. Tot ce vezi ca știri pe piață, și o să-ți demonstrezi imediat, sunt doar chestii de fațadă ca să te facă să te panichezi și să vinzi pe minus. Ca market makerii mai apoi să cumpere mult mai ieftin și să vândă din nou când când te cu știri pozitive, atunci când o să intri într-un piață. Noi nu suntem așa aici, da? Am stabilit deja chestia asta. Pentru că în timpul știrilor astea de care vorbeam, ce s-a întâmplat cu prețul Bitcoin? Păi de la 24.000, mă rog, în zona asta verde, a început să facă crash, da? până la 21.000 și ceva. Este posibil să mai scadă? Bineînțeles, știrile negative nu se termină. Însă o să-ți demonstrez printr-un tweet foarte scurt că știrile care au dus Bitcoin de la 64.000 la 29.000 în vara lui 2021 au fost tot de fațadă, cu China Fad și cu faptul că Elon Musk nu mai acceptă Bitcoin ca plată pentru Tesla. După ce a vândut Tesla pe Bitcoin în minunata cantitate de 13 mașini probabil. Și toată lumea a sărit în cap. Toată lumea le-a sărit în cap chinezilor. Toată lumea a sărit în cap prufoforcului, că e dăunător, că uite, de asta i-a dat China afară pe băieții ăștia. Nu. Totul este un joc de lichiditate. Hai să vedem cum. Dacă eram mai atenți în aprilie-mai 2021, la ce vorbeam despre Fed versus inflație versus deflație, lichiditățile, da? Cele care există deja și cele care vor fi aduse nou în piață în viitor. Puteam să ne dăm seama că urmează dump, fără China FAD, fără Musk, fără toate știrile alea negative. Și uite, cum. Ăsta a fost crash-ul, da, din mai, care nu s-a dus până la 29 de 29.000, total s-a dus după aceea, până în iulie ceva de genul. Deci aici undeva eram în aprilie, după aia din mai am început să o luăm la vale. Hai să vedem de ce. Din aprilie 2021, CPI-ul a început să bubuie până la 5% în doar două luni. Deci vedem inclusiv pe graficul ăsta. În urmă cu două luni era pe aici, era oarecum stabil. Se vedea că e în creștere, dar a bubuit pur și simplu în două luni, până la 5%. Și pentru că este un ciclu continuu de adunat lichiditate, actorii din piață au început să scoată probabil de de frica măririi interest rate ului Adică unde suntem în momentul ăsta și de fapt unde am început să mergem din 2022. Motiv pentru care toată piața șt, pentru că s-a început creșterea agresivă a intrastrate Și atunci când actorii din piață preconizează chestia asta ei încep să scoată lichidități pentru că vor ști clar că nu mai vin lichidități noi așa de ieftin ca anterior. Deci actorii din piața au început să vândă asset-urile și S&P-ul și companiile bune și Bitcoin și cripto, pentru că sunt corelate, dar mai apoi inflația a început să se stabilizeze pentru câteva luni. Și nu uităm faptul că cermenul de la Fed Jerome Paul a ieșit în iulie și a zis în felul următor. Inflația e tranzitorie, bro. Nimic de văzut aici. Continuați-vă activitatea. Lăsați totul pe noi, că știm mai bine. Și atunci CPI a rămas pe loc câteva luni, piața și-a reluat activitatea, apoi spre sfârșit de an a început iar să crească agresiv. Deci actorii au început început să lichiditate, da? Știm. Partea asta de Bitcoin în jurul 30 de mii, da? Tocmai de la 64.000, a fost panica aia de care vorbeam pentru lichiditățile noi. N-avea treabă cu China, n-avea treabă cu Elon Musk. Pentru că după aceea piața a crescut agresiv până la 69 70000 de, de dolari. Adică în perioada asta altă, până când, bineînțeles, fed a văzut că începe să crească din nou și ca să stăvilească inflația asta și problema mare cu inflația, pe care tot ei au creat-o. De la început de 2022 au dat drumul la creșterea interest rate-ului, foarte agresiv. Și știm cu toții ce s-a întâmplat în perioada asta. Deci, practic, în mijlocul bull marketului din 2021 am avut parte de o oprire. Părerea mea este că dacă actorii nu se panicau cu inflația, aia, adică dacă nu preconizau oarecum că o să crească interest rate-ul pentru că este inflația prea mare, mă gândesc că bull market-ul ar fi continuat cu un blow-off-top la Bitcoin de cel puțin 150-180.000 de dolari. Ăsta era trendul, asta ni s-a prezentat în fiecare bull market. Ei, și acum trecem exact prin același lucru. Trebuie să vedem ce se întâmplă pe 14 februarie. Și ți las un clip despre asta la sfârșitul clipului aici. Pentru că data aia o să ne zică exact ce s-a întâmplat cu inflația în ultima lună. Dacă a crescut, a scăzut sau este după forca adică ajunge cumva la 6,2% după ce anterior a fost la 6,5%. Și în celălalt clip am discutat scenariile posibile. Deci nu te mai lua după știri, la fel nu știu dacă ai auzit chestia asta. Banca Centrală din Brazilia a început să permită plata taxelor în cripto. Pe asta nu o auzi nicăieri, nu e o știre importantă. Se bagă pe gât alte mai periculoase. SEC-ul dă în judecată pe nu știu cine, Taiko să e piața de stablecoin-uri, stai că bubuie nu știu ce altceva, dar de fapt jocurile sunt astea de lichiditate. Dacă faci mai mult research, o să ajungi probabil la aceeași concluzie ca și mine. Știrile sunt doar de suprafață, jocul de lichidități îți aduce cu adevărat bani. Și sincer, pe 2023 lucrurile încep să fie din ce în ce mai potrivnice. Dar dacă inflația o să aibă un spike din nou la peste 7, 8, 9%, atunci trebuie să ne îngrijorăm din nou. Până atunci, orice fel de știre... Hai potol, totul e în regulă, uite-te la inflație și uite-te la ce face Fed. Nu uita să dai un like la clipul ăsta și o subscribe pe canal și vezi și clipul anterior. Noi ne vedem data viitoare.